Care e legătura lui Eminescu cu agronomia, în afară de aceste coroane de flori, domnule profesor? Poate fi o legătură complexă. A fost o personalitate complexă Eminescu, nu? Deci poet național, sufletul neamului. Când vorbim Eminescu putem spune orice și păcat că nu sunt, adică spiritul lui nu nu-i prezent mai mult. Și spuneați care și teme preferate? Păi Codru, spune-mi Eminescu, spune multe. Din păcate Codru e pe cale de dispariție la noi. Și este plăcut, impresionant, suntem între Eminescu și Avramian, de o parte unul, de o parte alta, Blaga în fața noastră. Nu știu, să ne bucurăm, chiar dacă avem atâtea supărări și de zi.